Păi tu o dată ai vezi? Dacă eram 100 de metri mai în față, muream. Doar imaginați-vă să mergeți cu mașina așa forță să vină, să scape unul aia două roți și să vină așa spre mașina ta cu Leocolești. Salut băieți și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, fraților, facem un car vlog și bă, ce mă gândeam să scot așa telefonul să filmez așa. Că știți că eu filmez cu telefonul unei dintre voi, bătă, știți? Și aici, bă, la Radomir, nu știu dacă știți voi satul ăsta la ieșire, aproape la ieșire de sat, când s-a te dus spre Craiova. Bă, e unul cu microbuzul în fața mea. Mă pomenesc că-i sar roțile, îi sar două roți, frate. Intră pe contrasens și lovește parapetul. Bă, era asta, bă, deci imaginați-vă dacă eram eu 100 de metri mai în față, că l-a intrat fix în mine. Deci eu noroc că halul ăsta s-am dat contem, bă, voi vă dați seama, mă, mâncava gura voastră. Uitați-vă și voi aici. Cum îmi fac mâinile. Eu când am emoții și am adrenalină multă, începe să-mi tremure mâna, înțelegeți? Mâna, mâinile, începe să am așa palpitații, mă înțelegeți? Asta sunt eu, așa fac. Uitați și voi, fraților, băi, stai și mă gândesc așa, dacă eram 100 de metri mai în față, frate. Băi, intra la mine de mă făcea praf, intra, făcea accident frontal, băi, și stați un pic că sărire roțile și roțile încă mergeau spre mine. Eu bine că fusese atent dacă filmam, aveam atenția împărțită și la filmat și să mă uit să văd dacă se vede bine și să văd dacă registrează, înțelegeți? Și poate nu mai vedeam pe ăla că vin roțele spre mine. Bă, veneau două roți spre mine, nu știam unde să mă bag, bă, fraților. Și până la urmă ocoli roțele, așa, ești nebun? Bă, doamne, eu râd, dar nu știu, de ăsta nu e râsul meu, să mură, nu e zâmbetul meu. Vai de capul meu, parcă simt așa, nu că mi-e frică, dar uite, vezi, dacă mă pierdeam și așa, dădeau cauciucurile la mine, cam îndoi veneau spre mine. Una pe parte și una pe parte. Și una venea așa spre mine și alta venea din partea aia spre mine așa. Și vă dați seama, că eu trebuia să le oculez pe amândouă și bine că puteai să oculez, dădui în frâne, vă dați seama, nu? Scârțiră roțile, dar dacă eram 100 de metri mai în față, mă puvnea ăla de mă spărgea, poate cine știe, doamne ferească, mă. Și muream pe aici, vai de capul meu, băi, voi vă dați seama că dacă eram 100 de metri mai în față, muream? Voi vă dați seama că dacă eram vreo 100 de metri mai în față, hai să nu exagerăm că muream. Da, mă duceam la spital, sigur, ești nebun la cap, făceam accident, vai de capul meu. Băi, de-aia trebuie când conduceți, fiți atenți, mă, tată, fiți atenți, dar nu știu cum i făcu ăstea de sărire roțule, mă, fratele meu, că știți că microbuzul are pe față două roți și pe spate are, câte are? Are 4 sau 6, ceva de genul, știți că ăștia, autoutilitarele ăștia au mai multe roți. Bă, fratele meu, dar cum, mă, bă, dar, doamne, dacă vedeați cum veneau roțele alea spre mine, hai de capul meu. Dacă vedeați cum veneau roțele spre mine, să fi filmat atât, să fi văzut cum veneau roțele spre mine, mă, catapultau aici, făceau gaură în parbriz de pai de capul meu. Băi, deci fiți atenți cum conduceți, fiți atenți că voi sunteți asigurați pe mașina voastră, dar nu știți cum îi scapă la unul roțele, uitați-vă, îi scapă la unul roțele de la microbus să sară în mine, frate. Bine că nu fusese mai în față, că ăsta, doamne, ăsta e asta de 100 de ori, dar mă mir că nu fusese mai în față. Dacă era mai în față cu 100 de metri, vă spusei, ăla pierdut controlul în curbă, îi sărirea roțele în curbă. Și intră pe contrasens. Dacă eram mai în față pe banda mea, la 100 de metri mai în față, mă pleznea ăla de era teroare să-mi bat picioarele, dacă nu, bă, de capul meu. Bine că fusei bine și gata, băga-mi picioarele și că fusei în spate. Doamne, mai intru cu viteză în curbă vreodată, poate. Da, mă, când văd curba, știi ce? Pun frână, dau frâne, nu mai gata. Așa se face și voi, băieți, bă, nu știu. Mă bucur că nu fusei mai în față, că vă spusei. Repet asta de atâtea ori, dar fu un picuț cam șocant aici, dacă știi ce zic. Să vină două roți așa spre tine. Doar imaginați-vă să mergeți cu mașina așa forță să vină, să scape unul aia două roți și să vină așa spre mașina ta cu Leocolești. Bine, dacă stau să mă gândesc că ăla era cel mai mic, cum să spun, cel mai mic pericol, că vă spusei să n-a fi fost mai în față, că mă pleznea. Da, fraților, poate vă întrebați unde mă duc la pătatea care rămas să-mi posmolit pe aici. Mare ce să întoarc acasă, că n-are permis să cu ocazie pe la Fiesa, așa, și mă duc să-l iau de acolo, că nu mai are cu ce să vină, că nu mai sunt microbus și alea. Îl prins așa în serarea, bă, chit că nu-i târziu, o oră târziu, e 5:30, bă, acum să ne curează mai devreme, că, na, s-a dat și ora înapoi sau înainte, cum s-o fi dat, nu știu cum s-a dat, deci nu mă las cu de-astea, că s-a dat înapoi, mă, glumesc și eu, ce dracu, mă, glumesc și eu. Ia să vedem, mai sunt gropa aici, facem ăștia la asfalt aici, la intrare în Caracal, bă, dar speteci drumul să mor eu, ia vedeți aici. În loc să facă și tot drumul a făcut o parte. Deci da, fraților, fiți atenți. Nu conduceți cu viteză, nu intrați cu viteză în curbă. Frânați dinainte, nu stați în curul oamenilor. Dacă aveți permis, și mai ales dacă sunteți începători,
că lucrurile astea se poate să vă salveze. Purtați centuri, ia uitați aici de fiecare dată. Dacă n-am centura, mă simt gol. Adică când simt senzația aia ciudată în mașină, că poate mai apuc câteodată să nu o pun, știi, că mă grăbesc sau ceva de genul, să plec și n-am apuc să o pun și mă simt așa gol. Și după aia când îmi dau seama, mamă, n-am avut centura. Și băi, dar de ce s-a întâmplat asta? Asta e, tată. Îmi pare foarte bine că nu fusei mai în față, cam asta e fiind spus, că nu mă lovi de nimica. Oamenii din microbus, din fericire, nu pățiră nimic. Bă, trebuia să am eu cuntă, mă, nu vine să cred așa ceva. Mă gândeam, bă, ce să filmez interesant astăzi. Și acum mare titlu. Dacă eram 100 de metri mai în față, muream. Accident. Bă, DN87, la întorsătura Buzăului cu întorsătura dintre Ciocane și Uzbești Mari. La fece scuip în ghete acolo. Bă, dar eu acum am dat seama. Luminile aprinse mașina așa ca să mă vedeți bine și trece cineva de sens opus și mă vede. Ce, bă, ce dracu face ăsta? Vorbește singur, are țelul luminile aprinse, vorbește singur ca prostul, că nu se vede nicio cameră pe bord, nu se vede nimic, că am ăsta agățat aici, bă, aerisire, bam. Ia uite-l și pe ăsta, la tu taie cu flexul în drum, să-i rească teile pe mașina alea care circula pe partea cealaltă față de mine, vreau să zic. Cam asta fi spuse, fraților, vă mulțumesc frumos că sos cu mine. Sper să n-aveți niciun accident. Respectați regulile de circulație, nu mergeți cu mai mult prin sat, că cine știe. Aveți grijă la cei din jurul vostru care circulă, că dacă nu eram atent, mare roată în gură îmi luam. Trebuie să aveți și un pic de noroc, că dacă eram pe Dlachii, dacă intram, dacă eram 100 de metri mai în față, eram pe Talos, pe Muertos, pe alea. Vă mulțumesc frumos, fraților, nu v-am cerut niciun like, nimic, că videoclipul ăsta zicească, mamă, l-ai făcut pentru like-uri și așa, nu, l-am făcut așa, frate, că tot trebuia să fac un videoclip. Și am zis să vă părtășesc și eu asta ca să mă liniștesc și eu. Dacă voi erați prima vanetă cu care aș fi putut să vorbesc, am făcut-o cu mare drag și am împărtășit asta cu voi. Vă țin pumnii, fraților. Vă mulțumesc frumos că m-ați vizionat. Aveți grijă în trafic. Cum v-am zis, vă țin pumnii. Eu am fost Rusti și ne revedem data viitoare. Pa, pa.